Salutare tuturor, sunt Oana și bine ați venit la un nou videoclip. Pentru astăzi mi-am propus să vă arăt 5 serii populare pe care încă nu le-am citit, dar pe care intenționez să le citesc. Am ales serii dintre cele mai populare despre care toată lumea vorbește, dar eu încă nu am apucat să le citesc, doar pentru simplu motiv că nu-mi place să citesc o serie atunci când toată lumea vorbește despre ea. Am cumva o teamă că nu o să-mi placă și da, că nu o să-mi placă tocmai din acest motiv, că toată lumea este nebunită după respectiva serie. Și uneori mai am situații de genul în care nu-mi place o carte despre care toată lumea zice că este minunată. Cum a fost pe Cita Morții. Scuze, Alexandra, trebuia să spun. Prima serie de aici este Labirintul de James Dashner. Am aici doar primele trei cărți, Evadarea, Încercările Focului și Tratament Letal. Aici sunt date complet în spațiu la asta. Wow, ok. Cred că cu toții știți despre ce este vorba în această serie. Mai mulți copii se află într-o poieniță, aduși de un lift la fiecare 30 de zile. Acolo apare Thomas, iar undeva este o poartă de piatră care în fiecare dimineață se deschide spre labirint și în fiecare seară se închide. Iar trebuie, acolo intră diferiți copii și trebuie să treacă de acel labirint, acolo sunt fel și fel de creaturi și tot așa. Adică am văzut primul film. Da, l-am văzut. Cred că și pe al doilea, nu mai știu sigur. Dar după ce am văzut filmul, am aflat că sunt cărți. L-am văzut de mult, spre apărarea mea. Următoarea serie, de fapt, le-am inclus mai multe serii în acest punct. Și anume seriile de la Cassandra Clare, Instrumente Mortare, Dispozitive Infernale și ce serii mai are ea scoase, nu am citit niciuna. Am primele două volume de la Instrumente Mortale, am încercat acum ceva timp să citesc Orașul de Sticlă, Orașul de Cenușă, primul volum. Am citit vreo 50 de pagini, dar m-am lăsat. Oricum vreau să-i mai acord o șansă și adică cred că mi-ar plăcea. Știți și despre această serie, sincer nici nu știu, nu prea știu ce să vă spun despre ea. Știu că sunt ceva cu vânători de spirite. Spirite sau fantome? Nu cred că sunt fantome, cred că spirite, nu-i așa? Scuze, Alexandra, din nou. Dar tot timpul îmi zice că eu când vorbesc cu tine, tu nu mă asculți? Te ascult atunci, dar după uit. Da. Următoarea serie. Următoarea serie este... Am uitat, pentru că nu am cărțile aici. Următoarea serie este Stăpânul Inelelor. Am cartea Hobbitul, care am înțeles că este cumva un prequel la Stăpânul Inelelor. Nu am citit-o încă, dar vreau să o fac și cu siguranță mi-a plăcut. Am văzut filmele și mi-a plăcut tare de mult, adică pe toate le-am văzut. Dar din câte am înțeles mai diferă unele lucruri și oricum am văzut filmele de mult timp, nu le-am văzut recent, deci nu prea știu ce se mai întâmplă. Știu, o singură scenă, țin minte că mergeau ei undeva prin Mlaștină și erau din Mlaștină o mână, ceva, ieșea cu un inel, chestii de genul, sper că e așa și că nu cred că așa era. Următoarea serie pe care vreau să vă arăt este seria Mara Dyer de Michelle Hodkin. Aici am toate trei volumele, începutul, transformarea și răzbunarea, cred că așa este ordinea, da. Da, am toate trei volumele, dar nu am citit niciunul încă. Dar din câte am auzit de la alte persoane, cu siguranță mi va plăcea și o să fiu tare încântată de ele, de aceea le-am luat pe toate trei. Din câte am înțeles, este vorba despre o fată care se trezește în urma unui accident și este singura supraviețuitoare. Și asta este tot ce știu. Da.
Oricum, am intenția să citesc această serie. Iar ultima serie de pe această listă este seria Jocurile Foamei de Susan Collins. O să vă las pe podul acele pe care nu le-am. Am primul volum. De fapt, le-am pe toate trei volumele acasă, în cealaltă bibliotecă. Nu le-am aici. Încă nu le-a venit rândul. Nu am văzut nici filmele. Stați liniștiți, nu le-am văzut. Pentru că, da, la asta chiar vreau să citesc cărțile înainte. Din ce să vă spun, nici nu mai știu despre ce este. Oricum, e acel joc al foamei care se spune că apare și în alte serii, că seamănă și aceeași idee, dar să vă zic exact ce se întâmplă în aceste jocuri ale foamei, nu știu să vă spun. Deci, da. Oricum, acestea sunt cele 5 serii pe care eu încă nu am apucat să le citesc, care sunt populare, despre care toată lumea vorbește și pe care intenționez să le citesc. Cred că o să mai fie încă un nou videoclip de acest gen cu serii pe care vreau să le citesc, dar nu vă promit nimic. Și da, vă mulțumesc că m-ați urmărit și de data aceasta. Vă aștept la următorul videoclip, vă urez spor la citit și ne vedem data viitoare. Pa, pa!